de Alta, se organizează o parte importantă a manifestărilor din Festivalul Antic și Medieval la Sighetul Marmației. În această a cincea ediție, ne-am gândit, având în vedere subiectul general al temei Viața economică în Maramureșul istoric, să prezentăm câteva documente și mai ales obiecte necunoscute marilor public până acum, privind brezele cizmarilor și tăbăcarilor din Sighetul Marmației, cele mai importante brezele care au fost în oraș, ba mai mult la mijlocul secolului XIX, erau singurele brezele. Sunt multe discuții despre Sighetul Marmației, despre numele orașului, despre cine l-a întemeiat și cum. Părerea mea intimă este că Sighetul a fost un sat românesc, a fost o localitate importantă, care, și dovezile arheologice o arată, la venirea oaspeților regali, populația română a fost împinsă pe văile laterale, dovadă sunt săpăturile arheologice efectuate de regretatul Radu Popa în anii 80 ai secolului trecut. Sighetul, v-aș da un alt exemplu, Sighetul are cea mai înaltă clădire în această parte a țării, și anume Biserica Reformată, care are 59 de metri și 75 de centimetri. Turnul ei s-a prăbușit până acum de 7 ori. Iar până și Ioan Mihai de Apșa spune că românii, înainte de secolul XIV, își făceau biserici de piatră. Și de exemplu, Sighet, Biserica Albă, Sarasău, Giulești. Și el spune, preluând informații de la preoții reformați, care spun că în documentele lor, deci nu noi spunem, sau unguri sau alții, spune că Biserica Reformată a fost inițial de rit răsăritean pe locul unui templu păgân. Și atunci când s-au făcut săpăturile la Revoluția 1984, s-au găsit ceramică din epoca bronzului, în privința descoperirii altarului sau altor urme care se clarifice definitiv problema, s-au putut pentru că s-au prăbușit zidurile și s-au zidurile săpăturii și s-au oprit. Spuneam că la Sighetul Marmației, cred că a fost un loc foarte important pentru români, pentru că aici veneau nobilii români la scaunul de judecată, ba mai mult, documentele spun că nobilii să nu vină cu săbile, pentru că se certau între ei și puneau săbile pe masă. Și aici s-au înființat asociații culturale ungurești, evreiești, dar mai ales românești. După cum știți, în anul 1860, la 13 decembrie, a fost Asociațiunea pentru Cultura Poporului din Maramureș. În privința orașului ca dezvoltare, orașul a crescut mereu. Dacă este amintit ca oraș în 1326, 1329 nu este amintit împreună cu celelalte patru orașe regale, ci este oraș din 1352. Și am putea face o legătură foarte interesantă, pot fi combătut, dar așa nu are importanță și nu o facem aici, putem să facem mâine. 1352, când este anul plecării lui Dragoș în Moldova, pentru că între Dragoș și Bogdan sunt 8 ani, Sighetul devine oraș regal. La întoarcerea familiei lui Dragoș din Moldova, după 1365, Sighetul redevine oraș al familiei lui Dragoș. Ba chiar în perioada interbelică, bisericii se spunea Biserica lui Dragoș. Ar fi multe de discutat, să revenim la brezele noastre. Spuneam că orașul a crescut foarte mult în Evul Mediu, datorită exploatării sării, dar în primul rând datorită faptului că era la confluența drumurilor, a apelor, aici în Sighet se adună toate. De altfel, numirea ruteană a orașului este loc de adunare, aici se adună oamenii la târg. În privința insulei despre care se vorbește de către istorici și maghiari, nu poate fi insulă, dacă ar fi eventual peninsulă, insulă nu poate fi. Însă ce este foarte important și vă rog să rețineți, Biserica Reformată este punctul cel mai înalt din această parte a orașului și de la fosta casă a pionerilor și până dincolo de centrul cultural sau Palatul Episcopal, cum se spune acum, este un imens cimitir, pentru că morții nu se încalcă niciodată în pământ cu piatră și doar în pământ ca să se mențină mai bine. Sighetul a avut în secolul XVI, se pare, 16-18 brezi. Cele mai importante, spuneam, au fost brazla cizmarilor și a tăbăcarilor. Am expus aici în 3 vitrine documente și în alte 3 vitrine obiecte. Între documentele cele mai importante am expus privilegiul de breazlă, diploma de breazlă a cizmarilor emisă de împăratul Francis I la 12 martie 1830, care are semnătura originală a împăratului și în fotocopie foarte bine făcută, o să vedeți cum semna împăratul Francis I, care a fost tatăl Mariei Luiza, soția lui Napoleon.
Avem apoi documente mult mai vechi, de la 1749 și privilegiile pentru grația cismarilor date de Împărăteasa Maria Tereza la 1776. În privința obiectelor, vedeți câteva răzuitoare pentru piei care au aparținut prezbiterii băcarilor, câteva chei care au fost folosite de către brezne sau lucrări de absolvire. Ucenicii când terminau, cum se zice, acel ciclu de activitate de învățare, trebuiau să prezinte o lucrare de absolvire. Aceea este asemenea piesă. Și fiecare făcea altceva, unii făceau papuci și așa mai departe. Avem apoi expuse pentru confecționarea pantofilor, a cizmelor, dar mai ales în această vitrină centrală, avem tabla de breaslă a tăbăcarilor de pe la 1770, avem o cutie metalică în care se păstra diploma originală, nu este nimic să știți, avem table de breaslă ale cizmarilor, sigiliul de breaslă și un convocator de breaslă. În privința activității breslelor, vreau să vă spun că a avut un rol foarte important în viața orașului. Brezele din Siget, mai ales breazla cizmarilor, avea o situație mai bună decât breazla tăbăcarilor. Breazla a dat bani pentru prima grădiniță din Siget. Au dat bani pentru susținerea liceului reformat. Breazla cizmarilor a avut un rol foarte important în organizarea manifestărilor de la Budapesta în 1969, la prima expoziție industrială care s-a făcut odată cu dualismul austro-ungar. Breazla tăbăcarilor era de o condiție mai joasă, dar refuzau în permanență să primească evrei sau oameni care îi considerau ca nepotriviți pentru ei. La breazla tăbăcarilor s-au păstrat documente, inclusiv ordonanța prin care împăratul Iosif al II-lea, la 1783, dă acel edict de toleranță pentru evrei și posibilitatea de a intra aceștia în orașe și de a desfășura activități comune populațiilor din aceste orașe. Există apoi documente privind înrolarea lor în luptele împotriva împăratului Napoleon. Brezele din Siget au dat bani, au dat voluntari, au fost îndemnate ca să contribuie la înzestrarea batalionului 33 infanterie ungheze pleci de la Siget și aș putea discuta adineauri cu John Popescu. Avem un document din 1944 în care patru membri ai Breslei cer înființarea unei grădinițe de copii la Sighetul Narnații. Tot Bresele păstrează foarte multe documente, dar spune că cele 75 de unități arhivistice de la Breazla Cizmarilor și 125 de la Breazla Tăbătarilor au mii de documente în care sunt diverse lucruri. De la chitanțe, registre de evidență, actele de studii ale ucenicilor, s-au păstrat și documente foarte importante, cum ar fi de exemplu că atunci când s-a făcut deportarea evreilor în 1944, bunurile evreilor au fost trecute în proprietatea Breslei Cizmarilor din Siget. Ultimul document de la Breazla Cizmarilor este de la 1 ianuarie 1947, iar de la Breazla Tăbăcarilor este din anul 1902, ca unitate arhivistică, 1936, de asemenea, am luat după chitanțe și după diverse acte. Discutam cu domnul Voina dinainte de deschiderea expoziției. Consider că această expoziție privind breznele tăbăcarilor și cizmarilor din Siget sunt o complementaritate fericită pentru expoziția care se va vernisa la ora 3:30 după masă, pe alea pietonală, care cuprinde documente extrem de interesante și importante privind viața economică în Maramureș, privind proprietăți și proprietari, privind exploatarea sării, clădirile de care au fost, dar despre care vor vorbi alții. Pentru că sunteți aici, și pentru că în acest spațiu vor avea loc mai multe manifestări, îmi permit să vi le readuc în amintire. La ora 1 va fi acest mini-concert la care abia așteptăm să mergem cu toții, apoi mâine dimineață la 10:30, dacă aveți timp să vedeți o sesiune de comunicări cu personalități deosebite ale lumii științifice din Siget, Satu Mare, Baia Mare, Cluj și din alte părți, din mai mulți directori de arhive naționale, veți afla documente cu totul importante pentru Siget și pentru zona noastră a Maramureșului. Va fi o lansare de carte a profesorului Dragoste Florin la încheierea lucrărilor sesiunii, dar în tot acest timp cât este festivalul,
Vă invităm să vă aduceți prietenii, oaspeții, să vadă casa Mihali, să vadă numai ce este în aceste spații jos, expoziția Traian Virgil de Lucuș sau tablourile de la Vechea Prefectură, ci mai ales să merge sus, unde veți vedea rolul și importanța familiei Mihali de Apșa în istoria poporului român, contribuția lor la Asociațiunea pentru Cultura Poporului Român, la Societatea de Lectură, rolul cu totul aparte care l-au avut în Marea Unire de 1918, relațiile între membrele familiei Mihali și membrii familiei Mihali și ofițerii armatei române din Regimentul 14 Infanterie, prietenie care s-a derulat până după al doilea război mondial, când timpul și vârsta și moartea a șters totul dintre ei. Deci sunt lucruri deosebit de importante, de interesante. Prima dată am avut reticențe ca să facem aici manifestarea cu Festivalul Antic și Medieval. Aș fi preferat dincolo la centru, dar m-am gândit că este o ocazie bună ca lumea să cunoască Casa Mihali de Apșa, Casa Muzeului Mihali de Apșa, în broșură este trecut Casa Mihali de Apșa, ca să cunoască valorile și importanța acestor case, pentru că sunteți îmbrăcate de domnișoare de epocă, puteți să vă faceți fotografii pe unde vreți, cu cine vreți, și o să vedeți că merită și mă distrează și mă încântă mai nou. Sunt clase de la liceu pedagogic care atunci când își fac fotografiile de absolvire, țin morcii să-și facă la Casa Mia. Și vin și își fac în toamnă, prin noiembrie, lângă Nuc sau lângă Brate și făceau poze acolo dezbrăcate și dădeau de frig, dar voiau neapărat să fie la Casa Mihali, pentru că este acest spațiu atât de frumos și atât de arhaic pentru noi toți. De aceea să luăm aminte ce este, să-l iubim și să le spunem și altora ce valori avem în Sighetul Marmației. Mulțumim! Și eu.